Hei, hei, bună dragilor și bine ați venit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un clip tare special și frumos, zic eu, deoarece este și o colaborare alături de Anca Popescu. În caz că nu o cunoașteți, nu ezitați să treceți pe la ea, îi voi lăsa linkul în primul comentariu de la mesaje, așadar să fie tare ușor de accesat și să o găsiți imediat. Una peste alta vreau să vă zic că eu o cunosc pe Anca din ianuarie, am început să o urmăresc, am îndrăgit-o, îmi place tare mult seriozitatea ei și felul ei de a prezenta lucrurile, de a gândi și așa mai departe, mai ales aici pe YouTube. Am început să o îndrăgesc și mai mult, are așa un stil și un vibe de domniță și mă duce cu gândul în momentul când a postat ea niște clipuri tare, tare drăguțe din Dubai, alături de soțul ei, carismatică, felul lor de a vorbi, de a prezenta. Mi-a plăcut enorm de mult din acel moment am început să o îndrăgesc și mai tare. Așadar, credeți-mă că dacă treceți pe la ea, nu o să regretați pentru că e super mișto tipa. Haideți să vă zic ce avem noi în plan. Astăzi este vineri, cam 1:20 acum. Eu tocmai ce m-am tuns la domiciliu, am așa un alt vibe. Am avut o dimineață destul de agitată pentru că am așteptat-o pe tipă până ne-am tuns, ne-am aranjat. Sinceră să fiu, nu o să mai decurg la această metodă, tocmai pentru că am avut mai multă treabă. Cumva m-am și obosit, ne-am solicitat mai mult, așadar când mergi la salon, pur și simplu te tunzi și gata treaba. Ei, aici am avut eu mai multă treabă, deci nu o să mai decurg la această variantă. Mă bucur că am scăpat de părul acela, chiar am să vă arăt o fotografie cam cum arătam și cum este acum. Sinceră să vă zic, repede, de ce am decurs la această variantă? Pentru că micuțul Rei nu suportă să fie atins în păr, nu suportă să fie tuns, așadar am zis, mai dacă hai să mă tund eu la domiciliu, îl țin pe el în brațe, poate e la el acasă, în ambientul lui și va fi ok, nicio șansă. A fost puțin tuns, așa, în față, numai cât am făcut mizerie, de asta, acum tocmai ce l-am îmbăiat, l-am schimbat și el doarme acum, dar nu o să mai decurg la această variantă. În fine, una peste alta, ce să mai zic? Am să vă iau într-un clip alături de mine, să vă arăt așa secvențe din viața mea. Astăzi fiind vineri, mai deschid eu camera când mi se pare ceva interesant să vă arăt. Sâmbătă, chiar am să merg și duminică să vedem ce facem. Chiar și luni, vedem cât de activă voi fi. Vă voi arăta secvențe, așadar și Anca va face la fel. Nu ezitați să treceți și pe la ea și ne mai vedem pe pachet cu hăinuțe și vreau să vă deschid, să vă arăt și vouă. Sunt pentru copii, pentru bebeluși. Aici au pereche de cismulițe, așa de bună pentru Rei. Apoi am luat aceste seturi de body cu cățeluș. Am luat, ăsta este pentru Rei, 18 luni, dar exact la fel am luat și pentru bebe mic, 3 luni, 0-3 luni, cu cățeluș. La fel, le-am luat și aceste seturi cu Winnie the Pooh. Sunt 3, după cum bine vedeți, cu 9 lire. Foarte accesibile ca și preț. La fel, pijamăluțe, la fel. Și aici tricouțe pentru Rei. La fel cu Winnie the Pooh, așa pe galben, cred că da, cam așa, ceva în stilul acesta pentru bebe mic, oricum în mare parte pentru ambii copii, pijamăluțe pentru sezonul rece. Iar aici pentru la vară mi-a plăcut mie enorm de mult setul acesta și l-am luat. La fel ca și acesta. Este cu mânecă scurtă, dar eu le-am luat din timp pentru că mi-au plăcut enorm. Și le-am luat căciulițe, la fel pentru sezonul rece. Mănuși și căciulițe, la fel. Le voi pune aici. Papucei pentru cel mic, că dacă se va naște exact de Crăciun sau înainte, oricum în decembrie, trebuie să mă pregătesc cu lucruri mai groase. Și aici încă un set pentru cel mic,
pijamăluțe. Așadar, vreau să mă duc să le spăl, să le calc și ne vedem apoi. Așteptăm să pună tata pe mine. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, okay. 'Cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever. Just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that. Bun, am ajuns și acasă. Am pus cumpărăturile aici pe blatul de la bucătărie, așadar vreau să vă arăt ce am cumpărat. Ceasul este la 2 fără 17 minute, așadar fac repede aceste cumpărături să vi le arăt, după care merg cu Ray să-l pun la somn și după care am să vă arăt că vreau să organizez un saltar de aici din bucătărie, cum tot adunăm într-o familie de oameni, mai adunăm lucruri, un biscuit, o ciocolată și vreau să le organizez, să curăț acest saltar. Cam aceasta este pentru ziua de sâmbătă ce mi-am propus. Dar vă arăt așa în mare ce am cumpărat și ne vedem apoi. Bun, am învârtit camera și voi începe din această parte. Ele sunt așa în punguțe, de asta vreau acum să le și pun. Voi începe cu legumele. Acolo cartofi, ceapă, roșii, ardeal roșu. După care aici coaste afumate românești, cărniță ardei, castraveți, cărniță de porc tocată, piept de pui, au ei măcelărie și tare gustoasă, apoi niște iaurțele pentru micuțul Rei, biscuiți asortați, puțină brânză de văcuță, din nou legume, aici vegeta. Am luat un compot, sincer, ieri cum m-am tuns și tipa care m-a tuns chiar mi-a propus, pentru că Rei fiind cu probleme la constipație, să iau un compot și chiar am găsit compot de prune, să îi dau suculețul, poate își revine mititeluțul, bulion, castraveți de la Olimpia, aici și-a luat Andrei alune sărate, după care 7 days, mălai, făină din raftul bunicii, ca să trec repede, după care avem aici aceste broschete tare bune cu pizza și tomatul așa. Eu mi-am luat niște macarons, pentru că văzându-le, bineînțeles, super bine arată și să le încerc. Iar acești biscuiți cu măr, biscuiți cu măr și acolo, tare plăcuți pentru Rei. Cașcaval afumat, puțină brânză dimineața la micul dejun, brânză topită. Acești biscuiți, am mâncat el un pachetel. Un pachetel a mai rămas, tare mult îi plac. O felie de Kinder. Sare, sare de masă. Coca-Cola pentru Andrei. Și acești pufuleți, am zis să încercăm, de ai noștri nu am mai găsit. Un frutifresh. Iar apoi, acest burețel abraziv să am eu pentru curățat bucătăria, atât și la vete, o periuță de dinți și-a luat Andrei. Am luat acești bureței de la Boots, un alt shop, pentru bebeluș, un burețel pentru mine. Am luat cană pentru el, încă o căniță aici, șampanele
de la Children's Farm. Tare mult îmi plac mie aceste șampoane, le-am folosit de când s-a născut și mie tare mult îmi... Chiar îmi plac. Acum sunt foarte multe pe piață. Cam acestea sunt toate alimentele. Haideți să vă arăt ce mi-am propus să fac eu acum. Avem în casă un seltar. Cred că fiecare dintre noi, fiecare familie, tot mai adună într-un seltar anumite chestii, cum ar fi un biscuit, o ciocolată, o eugenie, după cum bine vedeți, toate puse dezordonate. Ce vreau eu să fac? Să iau totul, să curăț și să le pun toate, să le organizez practic, să le pun toate frumos, așa cum se cuvine, așa cum este frumos într-o casă de oameni normal, ca să-i zic așa, să nu mai arate atât de dezordonat și urâțe. Una peste alta ne apucăm de organizare și cred că ne mai vedem mâine de acum. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. Stay forever. Will you lie in my arms? My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you'd stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay for a little while. So just stay for a little while. I didn't think that I would find that someone who's as honest as you are. The way you make me feel at night when I am vulnerable and it's cold outside. Make it all right. I wanna know you better. Give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever when I'm lying in your arms. Oh. Just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken when you make that smile. So just stay.
Ce am terminat de călcat, sunt aici. Într-adevăr, puțin soare și plus călcatul aburii de la haine m-am încălzit de numai. Așadar, am zis, haide să deschid camera, să vorbesc cu voi, că voi închide clipul aici, câteva zile alături de mine. Sper tare mult că v-a plăcut, așa, un vlog cu de toate, câteva zile, început din weekend. După cum puteți observa, nu am perdele pe geamuri, pentru că încep curățenia generală, curățenie generală pentru noi, pentru toamnă, pentru iarnă, oricum ar fi, ea trebuie făcută. Una peste alta, haideți să mergem cu toții la Anca Popescu să vedem ea ce a vloguit, ce a făcut în weekend și voi închide aici, dar nu înainte de a vă spune că voi face o tartă de mere. Și acea tartă, sincer, am niște mere care dau să se strice. Nu știu exact dacă o voi face în seara asta sau dacă o voi face mâine dimineață, pentru că puțin mă simt obosită, dar văd eu cum decurge ziua astăzi. Una peste alta, voi închide clipul aici. Haideți să mergem cu toții la Anca și să ne vedem data viitoare. Pupici! Pa, pa! You say take me on a treasure hunt. When they sing and dance, oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you.